Încă înainte de era noastră, China ajunsese o mare putere economică cu un potențial inovativ strălucitor. În China s-au realizat invenții importante ce au dus la progresul întregii omeniri. Aici au apărut mătasea, hârtia de scris, busola, praful de pușcă, porțelanul, bagnotele de hârtie și altele. Aceasta a dus la un surplus de mărfuri în condițiile unei statalități stabile și puternice. Drumul mătăsii a fost o rută pe uscat destinată schimburilor comerciale ce pornea din orașul Chang'an, capitala Chinei în timpul dinastiei Han. Astăzi acest oraș se numește Xian. Deșertul Taklamakan sau Taklimakan, cu o suprafață de 300.000 de kilometri pătrați, este un deșert din Asia Centrală situat în China. După deșertul Rub'al-Shali, din sudul peninsulei arabice, este cel mai mare deșert nisipos de pe glob, dunele având o înălțime de peste 100 de metri. Regiunea este bântuită de vânturi puternice, ceea ce duce la formarea dunelor mișcătoare. Există foarte puțină apă în deșert și este periculos să-l traversezi. Caravanele negustorilor de pe drumul mătăsii se opreau doar în orașele oază. Orașele oază, cheie, udate de ploile din munți, au fost Kashgar, Marin, Nia, Yarkand, Khotan la sud, Kuka și Turpan la nord, Lulan în est. Xuanzang, 602-664, călugăr budist chinez, pleacă în India în anul 629. Traversează deșertul Taklamakan, trece munții Tian Shan,
spre vest, traversează Pamirul, atinge Amudaria și ajunge la Balkhan-Bactria. Vizitează zeci de mănăstiri, participă la dezbatere religioase și cunoaște un mare număr de școli budiste. Revine în China în 645 cu un mare număr de texte sanscrite.